Bolile inflamatorii intestinale afectează preponderent populația tânără cu debut frecvent în copilărie sau adolescență. Care este situația în cazul sindromului intestinului scurt? Vom afla mai multe detalii despre această boală rară, uneori necunoscută chiar și de medici, de la doamna Izabela Grosu, care reprezintă o asociație de pacienți, este președintele Asociației Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale. Aș vrea să începem mai întâi pe scurt să ne spuneți despre profilul acestor pacienți. Ce vârstă au persoanele din România care suferă de această boală? Aș începe de la afirmația dumneavoastră, dacă îmi permiteți, și anume că sindromul de intestin scurt apare pe fondul unor boli inflamatorii intestinale și da, așa este, în special în boala Crohn, morbus Crohn, dar există și alte cauze pe care aș vrea să le precizez. Poate apărea și în cazul unui cancer de intestin subțire sau unor alte cancere care se extind în zona intestinală, asta dacă vorbim la adulți. Ca să revin și la întrebarea noastră referitor la vârstă, da, sindromul de intestin scurt apare chiar și la copii, fie datorită unor malformații la naștere sau unor ocluzii intestinale, unor enterite necrozante, unor atrezii. Deci răspunsul este sindromul de intestin scurt poate fi întâlnit atât la copii cât și la adulți, pe fondul în principiu unor boli inflamatorii intestinale, dar și din alte cauze. Înțeleg că asociația pe care o reprezentați, Asociația Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România, pe scurt ASPIR, a derulat practic un studiu cu privire la situația din România. Ce date avem? Câți români suferă de sindromul intestinului scurt? Într-adevăr, Asociația ASPIR derulează, pentru că este încă în curs, un studiu la nivel național, tocmai pentru a identifica un număr al pacienților, pentru că în acest moment mă tem că nu vă putem oferi sau nimeni nu va putea oferi un răspuns clar referitor la numărul pacienților cu sindrom de intestin scurt. Și acesta din două motive. Odată, pentru că sindromul de intestin scurt este o boală relativ rară, pentru că nu există o statistică, un registru. Dacă ne întoarcem la cauze, la boala inflamatorie intestinală, chiar și aici nu sunt funcționale sau definitivate sau un registru specific cu date clare referitor la boli inflamatorie intestinale, de aceea implicit nici sindromul de intestin scurt nu poate fi contorizat ca un număr de pacienți. Fac legătura cu bolile inflamatorii intestinale în speță, pentru că la nivel național, ca să citesc pe unul dintre profesorii noștri, care spune că valul de boli inflamatorii intestinale se abate abia acum asupra Europei Centrale și de Est, asta înseamnă că în țările vestice și nordice este un număr mare de pacienți, mult mai mare decât în țările europene centrale și estice. Iar la noi, acum, poate, odată cu, eu știu, stilul de viață occidental care se transferă, pe care îl împrumutăm, poate cu fast-foodizarea, iată că încep să apară, aș spune, destul de alarmant cazuri de boli inflamatorii intestinale cu forme severe care uneori conduc și la intervenții chirurgicale în urma cărora rezultă sindromul de intestin scurt. Deci, luând acest parcurs logic de la cauză, rezultă că este un număr relativ mic, dar nu îl cunoaștem în acest moment și referitor la studiul nostru, poate undeva în toamnă ne gândim noi să venim cu câteva date referitor la numărul de pacienți, la distribuția geografică, din ce zone din țară provin, la prognosticul acestora, la nevoile care s-au confruntat pe parcursul acestei patologii, luptei cu acestei patologii, sindrom de intestin scurt. În analiza aceasta mă bucur să spun că am implicat majoritatea centrelor mari de gastroenterologie din țară,
pentru că ne interesează deopotrivă răspunsul specialiștilor, dar am implicat și pacienții pentru că feedback-ul pacienților sau răspunsul în astfel de chestionare este elocvent, dacă vreți, capital pentru a face o pictură generală asupra pacienților cu sindrom de intestin scurt în România. Dar ca ordin de mărime, din estimări, cam cât ar fi cifra? Undeva la 5-10 pacienți la 1 milion de locuitori la nivel global, din statistici furnizate de către alte societăți medicale sau găsite la nivel global. Aș vrea să vorbim puțin și de accesul la medicamente al acestor pacienți. Ce acces există în România? Tratamentul este în acest moment accesibil pentru pacienți, deci este gratuit și beneficiază de tratament, însă nu este suficient în cazul intestinului scurt, automat trebuie suplimentat cu nutriție parenterală. Iar suplimentarea asta cu nutriție parenterală poate fi în faza precoce, adică atunci pacientul se află numai pe nutriție parenterală și această perioadă poate fi de 10 de zile sau chiar săptămâni sau chiar luni, iar ulterior este o fază de adaptare, de tranziție la alimentația, completându-se cu alimentație orală, deci în paralel introducem alimentație orală, dar pacientul folosește și pe cea parenterală, care iarăși poate dura un timp semnificativ de lung. Am specificat lucrul acesta tocmai pentru a înțelege nevoia de tratament completat cu nutriție parenterală, adică unul fără celălalt nu merg sau nu merg foarte bine. Ca să maximizăm efectele, trebuie folosite în mod clar împreună, iar nutriția parenterală este vitală. Pacientul nu se poate hrăni. Imaginați-vă un pacient care trebuie să se alimenteze și ori nu se poate alimenta imediat, cum am zis, în perioada după intervenția chirurgicală, sau se poate alimenta într-o cantitate foarte redusă, oricum insuficientă pentru o funcționare normală a organismului. V-am spus de intervenția că intervine malnutriție, anumite deficiențe de malabsorbție, metabolice, deci o mulțime de efecte secundare. Deci, da, el nu se poate hrăni și atunci trebuie să-l hrănim cu tot complexul de aminoacizi, vitamine, macronutrienți pe altă cale și anume prin această alimentație parenterală. Și dacă tratamentul există în acest moment și este gratuit, din păcate această nutriție parenterală despre care vă spun, în acest moment în România nu este decontată prin sistemul de asigurări național, adică pacientul poate primi nutriție numai pe perioada spitalizării. În momentul în care pleacă acasă, nu mai poate primi această nutriție, deci ar însemna că trebuie să-și o cumpere, o cheltuială din propriile fonduri, ceea ce nu este foarte lesne pentru un pacient și așa traumatizat, trecut prin boli, trecut prin o mulțime de alte intervenții chirurgicale. Deci, dacă revin la întrebarea asta concret, tratamentul sindromului de intestin scurt ca medicație există, însă nutriția specifică nu. Aici fiind punctul cel mai fierbinte, ca să zic așa, în managementul sindromului de intestin scurt. Și pentru că vorbim de acest punct vulnerabil, ați făcut cumva calcule sau intenționați prin acest studiu al asociației să faceți niște calcule, să vedeți cât costă efectiv această nutriție parenterală pentru un pacient care are nevoie de ea, nu știu, pe o săptămână, pe o lună, câți bani practic scoate din buzunar pacientul pentru nutriție? Da, cred că aș vrea să preiau un pic și din răspunsul unui medic pe care l-am auzit de curând și aș vrea înainte de asta să mai completez un lucru. Nutriția parenterală este un element, dar ca să o administrezi sunt și alte costuri, pentru că aici este o altă problemă. Pacientul merge acasă, dar vorbim de nutriție parenterală, nu de o injecție. Deci cum și-o administrează? Cine o administrează, în ce condiții, există servicii de îngrijire la domiciliu, există altfel de forme care să-l ajute. Deci iată de ce am spus asta, sunt și alte costuri, nu numai nutriția în sine.
Și să mă întorc la ceea ce spunea un medic cu câteva zile în urmă, care făcuse o estimare și din punct de vedere al consumabilelor și spunea că dacă nutriția ar fi undeva la 200 de lei pe zi, toate celelalte costuri, poate că 300-400 de lei pe zi. Deci luați în calcul, așa cum v-am spus, că poate fi vorba de săptămâni sau de luni, sau dacă intestinul care rămâne, pentru că aici iarăși este o situație critică în cazul în care în urma intervenției chirurgicale intestinul rămas este sub un metru, vorbind de situație critică, pacientul respectiv va avea nevoie de nutriție pe toată viața sau pe toată perioada lui de supraviețuire. Și gândiți-vă în această situație ce înseamnă ca un pacient să-și cumpere și să-și asigure și costul serviciilor de administrare. Adică 400 de lei pe zi cu tot cu administrarea efectivă. O estimare pe care, da, am preluat-o, repet, de la un medic chirurg care știa și costurile celorlalte consumabile, să zic așa, sau servicii de administrare. Aspir pledează pentru decontarea, pentru rambursarea nutriției parenterale și aici Casa Națională de Asigurări de Sănătate are un rol important. Ce demersuri veți face în acest sens pentru a obține decontarea pentru acești pacienți? Cred că primul pas, așa cum am început să vă spun, este să știm câți, cum, unde sunt, cât sunt acești pacienți la noi în țară. Fără o bază de date este puțin mai greu să formulezi sau să creezi un plan sau să te gândești la o strategie de abordare a Ministerului Sănătății, să zicem, sau a Casei Naționale de Asigurări. Deci primul pas, din punct de vedere al ASPIR, dacă trebuie să vă răspund referitor la ASPIR, primul pas este să obținem această bază de date, aceste informații, după care, într-adevăr, ne gândim să ne adresăm autorităților pentru a introduce, eu știu, în lista de medicamente compensate, gratuite și această nutriție specifică sau un program național de tratament și nutriție pentru acești pacienți, practic să asigurăm îngrijirea completă necesară pacientului cu sindrom de intestin scurt, pentru că vedeți că vorbim de cazuri speciale și una peste alta, sindromul de intestin scurt rămâne o boală asociată cu un risc mare de morbiditate și mortalitate, deci cazuri extrem de grave care trebuie tratate cu toată seriozitatea, iar acești pacienți trebuie ajutați pentru că vorbim de situații vitale.